Al doilea porumbel al prezentării noastre este un original englez. Are seria GB, Great Britain, după cum se poate vedea aici. 47546 din 2017. El aparține domnului dr. Adrian Crăciunescu din Urleta, Prahova. Provine din crescătoriile Ronville, de la Ron Williamson, o legendă a sportului columbofil, în regat. Acesta e pedigreul lui original. Pasărea a fost adusă recent, da? Da. În crescătoria domnului doctor. Acești porumbei au și un mic istoric. Da. Ei au fost aduși de prietenul meu de la Brașov, Dumitru Hermeneanu, un băiat tare elegant, a lucrat în Anglia. Porumbeii s-au costat foarte mulți bani și a fost plăcerea lui să-i aducă, de fapt, pentru el. Da. Și acești porumbei provin de la un mare crescător al Angliei, se cheamă Ronnie Williamson. Da. Porumbei care vin din câștigători numai de locul 1. Deci se poate vedea în pedigreu câștigători de locul 1. Sunt porumbei pentru fond și dacă vă uitați în pedigreu o să vedeți distanța, dar distanța trebuie, e calculată în mile. Exact. Trebuie înmulțit cu 1,6 și să vedeți că o să fie porumbei de fond. Da. Acești porumbei sunt de fapt George Bouchard. În originea lor sunt Stickelbaum, Catrice și Van der Ebst. Asta e originea acestor porumbei. Suce vechi, suce cunoscute. Da, și cu rezultate extra foarte bune. Este puternic crescător al Angliei. Așa deci, este. Se poate constata, se poate uita oricine pe... Și un zburător bun și un columbicultor în aceeași da, măsură. Un om deosebit. Exact. Eu îi mulțumesc tare mult prietenului Hermeneanu de la Brașov. De fapt, aici e o colaborare. Da. După care vom vedea rezultatele. Și o să zburați produși din ei, nu? Produșii lor vor zbura în mod cert și la mine, la Urleta acum, nu la Misil. Da. Și la Brașov. După care vom trage concluzia exact ce fac. Eu îi mulțumesc tare mult prietenului și sper să reușim. O să reușiți cu siguranță, pentru că sunt convins că o să-i dați ce aveți mai bun prin crescătorie. Te reținut că porumbeii sunt de fapt ai dumnealui, nu da, sunt porumbeii mei. Da. La mine sunt... În custodie. Flotanți. La mine sunt flotanți. Încă o dată pedigreul lui. Da. Tatăl, mama, bunica, bunica din partea tatălui, bunica din partea tatălui și mai jos bunicii din partea mamei. Are vreo 50 de titluri de campion pe Anglia, câștigate Ronnie Williamson. Super. Și gândiți-vă și la zona pe care o are de joc în Anglia. Super. Să sperăm că o să reușim. Cu siguranță o să reușiți. O să vedeți că mai ne auzim la telefon și o să vin să filmez și produci din el. Cu siguranță. Toate cele bune. Baftă multă. Toate cele bune. Mulțumim.